Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, împreună cu membrii corului episcopiei, i-au vizitat pe bătrânii din așezămintele sociale din municipiul Reșița, precum și pe cei de la Spitalul Județean de Urgență. La Complexul de Servicii Sociale Sfânta Maria și la Centrul de Plasament Speranța a avut loc un concert de colinde. Ca în fiecare an și în municipiul Reșița, am venit împreună cu corul episcopiei Caransebeșului să-i colindăm pe copiii și bătrânii din așezămintele sociale aflate pe raza reședinței județului nostru Caraș-Severin, pe raza municipiului Reșița. Sigur, s-au bucurat foarte mult atât copiii și tinerii de la Centrul Speranța și de la Centrul Sfânta Maria, cât și copiii de la secția de pediatrie din cadrul Spitalului Județean Caraș-Severin. Vă întâmpinăm cu drag în fiecare an și bucuria care o lăsați în sufletele noastre este imensă. În preajma sărbătorii, toți suntem mai buni, toți dorim să dăruim și de data aceasta primim darul sfânt de la Preasfinția sa, care ne-a și binecuvântat și care a adus colinda în casele noastre. Au fost copiii secției pediatrie, au fost asistente de pe toate secțiile, medici, toți i-am întâmpinat cu drag. Fiecare beneficiar și ostenitor din așezăminte a primit din partea ierarhului cadouri, cărți de rugăciune și calendare. Tot astăzi, grupul de colindători de la Caransebeș a adus mesajul nașterii Domnului și la secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență și la Complexul de Servicii Sociale Comunitare pentru persoane adulte din Reșița. Bunicii care sunt aici au fost de-a dreptul mulțumiți și impresionați de aceste cântec și mai ales de darurile pe care le-ați adus cu drag și cu gând bun la noi. În numele beneficiarilor din Căminul de Bătrâni Reșița, mulțumesc încă o dată corului și pentru faptul că vă gândiți la noi de fiecare dată când bătrânii sunt în nevoie. Ierarhul le-a adus bătrânilor daruri, le-a urat sărbători cu pace, sănătate sufletească și trupească.